Dumnezeu să binecuvânteze. La fel la cetatea de scauna Sucevei. Și mă gândesc la un lucru. Ademult au luptat oamenii pentru... ce? Pentru ca... unul sau altul să fie... să câștigi. Și... numai că mi-a fost mirarea când am aflat că... de fapt... până la urmă a fost cucerită și a fost luat acest tezaur care era aici. Care este cetatea ta până la urmă? Biblia spune că Dumnezeu este cetățuia mea, stânca mea în care mă încred. M-am mirat că cu toate această fortificație, cetatea până la urmă a fost cucerită. Nu știu ce cetate îți alegi tu, nu știu ce cetate crezi tu că ai care să dureze, dar oricâte ziduri, zidurile câte puternice ar fi, câte impunătoare, dacă nu faci din Dumnezeu cetățuia ta, nu vei avea scăpare. Oriunde fi, omul se va strădui să cucerească, cât de imposibil ar părea. Dar când faci din Dumnezeu cetățuia ta, orice s-ar întâmpla, Dumnezeu te va ține. Dumnezeu te va proteja, pentru că atunci când faci din El cetatea ta de scăpare, scrie Biblia, 1000 vor cădea alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia, pentru că faci din Dumnezeu cetatea ta. Tu din cine ai făcut o cetate? Gândește-te acest lucru. Pentru că dacă faci din Dumnezeu cetățuia ta, atunci vei avea o viață îndelșugată. Dumnezeu să te binecuvinteze.